Celor care sunteți pentru prima dată la Marșul pentru Viață, vă spunem bine ați venit, iar celor care ați revenit, vă spunem, sigur, bine ați revenit la Marșul pentru Viață 2023, viitorul este pro-viață. Poate că știți deja, în peste 1100 de localități din România și Republica Moldova, s-au organizat în această lună activități pe tema Viitorul este pro-viață, activități pro-viață, bineînțeles. Tema acestui an, Viitorul este pro-viață, a fost aleasă pentru a stimula conștientizarea și implicarea participanților și a societății în construirea unui viitor pro-viață. Bună ziua, cum vă numiți? Alexandru Radu sunt. Încântat de cunoștință. De ce sunteți astăzi la Marșul pentru Viață? În primul rând, sunt fondatorul grupului de inițiativă civică Copilărie fără pornografie. Întotdeauna am susținut pro-viața, pentru că viitorul este pro-viață. În ultimele studii și rapoarte pe care le avem de la, atât de la Institutul Național de Statistică, cât și de la organisme internaționale, în momentul acesta avem, România are un spor negativ. Din 1990 până în zilele noastre, au fost în România, s-au efectuat peste 25 de milioane de avorturi la cerere. A mai murit o Românie. De aceea sunt astăzi aici să conștientizăm. Am venit astăzi aici cu tot sufletul, mai ales în calitate de părinte, în calitate de activist civic, care vrea să schimbe ceva. Avem o lege în Parlament prin care încercăm să oprim distrugerea inocenței copiilor în școli, o lege la care am strâns peste 100.000 de semnături de la toți cetățenii din România și din afară. Ce înseamnă viața pentru dumneavoastră? Viața este dar de la Dumnezeu. Viața este un dar pe care nu noi ni l-am dat, ni l-a dat Dumnezeu, și un dar pe care nu putem noi să-l luăm. Practic, în momentul acesta, avortul este singura crimă cu două victime. Copilul și conștiința mamei. Bună ziua! Bună ziua! Ne puteți spune, vă rog, de ce ați venit astăzi la Marșul pentru Viață? Foarte simplu, pentru că am venit să susțin viața. Viața este un dar de la Dumnezeu, viața este sfântă și viața trebuie respectată. Dreptul copilului de a trăi trebuie respectat. Și cred că ăsta este, până la urmă, principala luptă pe care trebuie să o ducem în ziua de astăzi, să respecti dreptul la viață. Este primul drept pe care trebuie să respectăm noi ca oameni, ca alții să trăiască. Ce înseamnă viața pentru dumneavoastră? Viața pentru mine înseamnă copii, înseamnă viitor, înseamnă cea mai importantă resursă pentru acest pământ, o resursă care a fost creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul. Pentru mine asta înseamnă viață, iar viitor fără viață, fără copii, nu există. Mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc mult! O societate care nu își ocrotește copiii și nu se îngrijește de viitor, nu va avea viitor.
Marșul pentru viață are loc într-una dintre sâmbetele cele mai apropiate de Buna Vestire. Dar în acest an se întâmplă ca Marșul pentru viață să aibă loc chiar de sărbătoarea Bunei Vestiri. Este o zi unică, este ziua în care Dumnezeu ne arată că binele se face cu cât mai multă smerenie. Smerenie care este pe măsura dragostei. El a făcut bine fără a ne forța. A oferit totul și ne-a dat libertatea de a primi. De aceea dorim schimbarea inimilor. Nașterea înseamnă împlinire, un început clădit pe 9 luni de unică iubire. Mărșăluim pentru egalitate, pentru dreptate, sprijin, echitate, uniți pentru viață, pentru speranță, pentru că într-o zi va fi mai bine, pentru că nu se poate fără mine, fără tine, pentru cei fără voce vom cânta, pentru că ei nu pot încă striga. Pentru că mai avem speranță, noi suntem generația pentru viață.